Câte selecții la echipa națională are Florentina Olar? 169? Nu. 178. În afară de fotbalistă, ce altă meserie mai are Mara? Profesoară de educație fizică și sport și în armată, soldat. Da. Corect. Ce jucătoare este vegetariană? Beata Ambruș. În câte campionate a evoluat Laura Rus? 5. Greșit. Ce jucătoare a fost nominalizată de două ori consecutiv pentru echipa anului de către FIFA Pro? Florentina Olar. Ce număr a purtat Mihaela Ciolacu în primul ei meci oficial la Naționala Feminină? 18. Cine își servează ziua în acest cantonament? Marea Putea. Și sunt două jucătoare. În aceea zi chiar. 12 aprilie. Nu mă pe Marea Putea, știu. Cine petrece cel mai mult timp ca să-și aranjeze părul? Teodora Meluță. Care este al doilea prenume al Laviniei Boandă? Elisabeta. Okay. La ce vârstă s-a apucat de fotbal Ioana Bortan? 20 de ani. Cine a parcurs cei mai mulți kilometri ca să ajungă în cantonament? Miha. Câte titluri de campioană are Ștefania Vătafu cu Anderlecht? 4? 3. Ce jucătoare a bifat selecția cu numărul 100 la meciul România-Lituania din septembrie 2021? Maria Fițăi. Corect. Ce jucătoare a evoluat alături de sora ei în tricoul echipei naționale? Olivia Oprea. Câte selecții la echipa națională are Florentina Olar? Știu că nu de mult au premiat-o, în orice caz, peste 160. În afară de fotbalistă, ce altă meserie mai are Mara? Lucrează în cadrul armatei. Corect. Ce jucătoare este vegetariană? Ambruș Bea. Corect. Sau Beata. În câte campionate a evoluat Laura Rus? Corea, Cipru, România, Italia, Spania, 5. 8. Ce jucătoare a fost nominalizată de două ori consecutiv pentru echipa anului de către FIFA Pro? Româncă? Laura Rus. No. Andreea Părăluță. Ce număr a purtat Mihaela Ciolacu în primul ei meci oficial la Naționala Feminină? 14. 18. Cine își serbează ziua în acest cantonament? Pas. Cine petrece cel mai mult timp ca să își aranjeze părul? Teodora Meluță. Corect. Care este al doilea prenume al Laviniei Boandă? Elisabeta. La ce vârstă s-a apucat de fotbal Ioana Bortan? 20. Cine a parcurs cei mai mulți kilometri ca să ajungă în cantonament? Deja ajuns în cantonament? Florentina Olar. Madalina Tătar, 3904. Câte titluri de campioană are Ștefania Vătafu cu Anderlecht? 4. Ce și cu ăsta de anul ăsta, 4. Ai luat un avans. O fac campioană deja. Ce jucătoare a bifat selecția cu numărul 100 la meciul România-Lituania din septembrie 2021? Olivia Oprea. Maria Fițăi. Ce jucătoare a evoluat alături de sora ei în tricoul echipei naționale? Olivia Oprea. Corect. Câte selecții la echipa națională are Florentina Olar? Mm.
Nu merge cu stânga. Pe bune. A, 100. 110. Mai mult. 178. În afară de fotbalistă, ce altă meserie mai are Mara? Lucrează în armată. Ce jucătoare este vegetarian? Bea. În câte campionate a evoluat Laura Rus? 6. Greșit. 8. Așa am vrut să zic 8. Ce jucătoare a fost nominalizată de 2 ori consecutiv pentru echipa anului de către Fish Pro? Părăluță. Ce număr a purtat Ciolacu în primul ei meci oficial la Naționala Feminină? 9. 18. Cine își serbează ziua în acest cantonament? Bianca Sandu. Nu. Mara Bâtea și Alexandra Tunoaia. Oh. Cine petrece cel mai mult timp ca să-și aranjeze părul? Oh. Teodora Meluț. Care este al doilea prenume al Laviniei Boandă? Elisabeta. La ce vârstă s-a apucat de fotbal Ioana Bortan? Târziu, nu mai știu, 25. Greșit, 20. Cine a parcurs cei mai mulți kilometri ca să ajungă în cantonament? Flori. Greșit, Mădălina Tătar. Câte titluri de campioană are Ștefania Vătafu cu Anderlecht? 3 sau 4? 3. Corect. Ce jucătoare a bifat selecția cu numărul 100 la meciul România-Lituania din septembrie 2021? Ioana Bortan. Maria Fițai. Ah! Ce jucătoare a evoluat alături de sora ei în tricoul echipei naționale? Olivia Oprea. Câte selecții la echipa națională are Florentina Olar? Peste 100. Un număr. 110. Nu, 178. În afară de fotbalistă, ce altă meserie mai are Mara? E în armată. Lucrează în armată. Corect. Ce jucătoare este vegetariană? Beo. În câte campionate a evoluat Laura Rus? Pot să număr, stai să mă gândesc. Pe Italia, România, Corea, Danemarca, Spania. 5? 8. Aproape. Ce jucătoare a fost nominalizată de 2 ori consecutiv pentru echipa anului de către FIF Pro? Pără? Ok, pără. Ce număr a purtat Mihaela Ciolacu în primul ei meci oficial la Naționala Feminină? Miha. Opt? 18. Ok. Cine își serbează ziua în acest cantonament? Mara. Nu Mara? Da, și încă o jucătoare. Ce mai e în aprilie? Asta nu știu. Cine petrece cel mai mult timp ca să-și aranjeze părul? Teo. Eu. Da, să știi că m-am întrecut, că acum mi-o aranjez mai repede. Mi-am intrat așa în mână. La ce vârstă s-a apucat de fotbal Ioana Bortan? La 18, 19, 20 de ani, pe acolo. 20 de ani. Corect. Cine a parcurs cei mai mulți kilometri ca să ajungă în cantonament? Cine a parcurs care sunt acum în cantonament? Flori? Mădă?
Câte titluri de campioană are Ștefania Vătafu cu Anderlecht? Trei. Trei are, da. Nu mai știam sigur, două sau trei, dar făceam calcul de când am plecat de la Cluj. Ce jucătoare a bifat selecția cu numărul 100 la meciul România-Lituania din septembrie 2021? Bamse, da. Ce jucătoare a evoluat alături de sora ei în tricoul echipei naționale? Oli.